Salutare tuturor! Astăzi suntem în 4 iunie 2020. Am venit să vizitez roii. Vreau să văd la câțiva dacă s-au împerecheat reginele, cum se mai prezintă ei. Așa, în mare parte ele acum dau înapoi. La cântar mă refer. Mai au niște floricele pe aici înflorite, mai culeg câte puțin, dar nu suficient. Dar haideți să vedem ce au mai făcut roii și dacă s-a împerecheat vreo regină. Haideți să-l deschidem pe acesta. Să vedem dacă a ecluzionat regina, dacă s-a împerecheat. Da, să vă arăt. Deci cam așa e albina pe diafragmă. La un roi pe două rame. Haideți să verificăm. Ce mai ce o ramă este plină cu albină. Deci are albină suficientă pe această ramă pentru un roișor. Și o să verificăm dacă este o oată. Deci pe partea aceasta nu văd ouă. Și uitați și pe partea opusă. Are albină suficientă. Dar nu văd ouă nici aici. Da, verificăm și cealaltă ramă. Adevărul că a plouat și zilnic. A fost frig. Reginele nu au avut când... prea au avut când să iasă să se împerecheze. De o săptămână tot plouă zi de zi. Și cealaltă ramă tot la fel, suficient albină. Ne uităm să vedem dacă găsim ouă proaspete. Celulele par pregătite de ouat, adică sunt lustruite tot. Da, haideți să o punem la loc. Deci, în concluzie, acest roi nu s-a împerecheat încă. Nu-i nimic, mai așteptăm câteva zile. Punem și diafragma la loc.
hrănitorul. Punem și folia. Așa, îl închidem, mai verificăm încă unul. Haideți să mai verificăm unul. Acesta este unul mai slab. Două rape. Așa arată el. Pe ce a rămânut sunt ouă. Da, nici aici nu este un oad, deci reginele încă nu s-au împerecheat. Trebuie să le administrez niște sirop. Nu mai au nici hrană. Dar probabil în zilele ce vor urma se vor împerechea și reginele. Strâng și pe acesta. Să-i aduc un pic de sirop. Am văzut că nu mai are mâncare. Acesta în mod special, așa că o să-i pun aproximativ 300 de grame de sirop.
Este pe înserat, deci nu e nicio problemă cu furtișagul, mai ales dacă le dați la toți odată. Sirop. Nu veți avea probleme. Punem și bețișorul la loc. A, deci probabil așa o să fie și în continuare la verificare. Încă reginele nu au putut să iasă la zborul din perechere, fiind timpul foarte urât. Dar nu este nicio problemă, mai așteptăm. Dacă nu o să iasă, le înlocuim și tot așa până reușim. O să mai revin cu detalii pe parcurs. Până atunci vă urez numai bine. La revedere!